Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care veți asculta acest vlog, dragii mei prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea cu numele Anonima de Miercuri, a patra carte din seria Melania și Mirciulică de Rodica Joc Brașoveanu. Întâi de toate, vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți alături de mine, Vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel pentru a fi sigur că veți fi notificați de fiecare dată când postez un nou vlog, eventual un like dacă vă place ceea ce auziți și să-mi lăsați un comentariu, deoarece îmi face o mare, mare plăcere să citesc comentariile dumneavoastră. O să fac o foarte scurtă paranteză și o să vreau să vă spun un lucru pe scurt și anume, comentariile constructive sunt minunate și întotdeauna consider că este loc de mai bine sunt conștientă că nu sunt eu, vai de mine, cine știe ce mare youtuber sau actriță sau interpretatoare ca să spun așa sau orice altceva, dar consider că nu-i frumos să dai cu pietre ce vreau să spun prin asta este că de câteva zile încoace am tot primit diverse comentarii să le spun de prost gust, ca să nu spun altfel, printre care am fost îndemnată să mă duc la cratiță, că sunt o voce execrabilă, că sunt o tanti care nu are ce face și așa mai departe. Acum, ce vreau să mă înțelegeți? Pe mine, sincer, mă amuză, pentru că eu consider că atunci când vrei să lași un comentariu, să ajut pe cineva să-și îmbunătățească o performanță de orice fel ar fi ea, Poți, dacă tot îți pierzi timpul să scrii, poți să folosești niște cuvinte care să ajute persoana respectivă să crească, nici de cum să te apuci să arunci cu noroi. Asta, din punctul meu de vedere, denotă nivelul fiecăruia. Ceea ce vroiam eu însă să le spun celor care trimit astfel de mesaje este faptul că nu mă afectează, nu mă interesează părerea lor și așa cum am și răspuns de altfel, cui nu-i place să schimbe canalul? Sunteți liberi să o faceți, este gratis. Și nu văd absolut nicio problemă, nu este nimeni obligat să stea să mă asculte. Eu ceea ce fac, o fac pentru pura mea plăcere și pentru cei cărora le place același gen de lectură sau de interpretare, ca să-i spun așa, ca și mine. Și nu, no, eu zic că dacă tot uh, spui ceva, măcar să fim un pic mai buni și să nu jignim, asta ar fi singurul lucru. Nu cred că cineva vreodată și-a îmbunătățit performanțele sau cariera fiind jignit. Nu de alta, dar oricum mă amuză, nu mă interesează. Și puteți să scrieți în continuare genul ăsta de comentarii că nu am eu nicio putere să opresc pe cineva să facă asta dar nu mă va opri pe mine din citit. Cine are o problemă cu treaba asta, pur și simplu să dea skip, să dea dislike dacă dorește și să treacă mai departe. Sunt atâtea canale minunate cu cărți unde puteți asculta fără probleme. Eu am zis de la început, am explicat, eu interpretez și nu citesc, pentru că așa citesc eu cărțile în mintea mea. Cum le citesc pentru dumneavoastră? Fix așa le aud eu și când citesc eu singurică de capul meu, exact la fel se întâmplă în mintea mea. Și atunci, în momentul în care citesc cu voce tare, n-are cum să-mi iasă altfel decât așa. Pentru că eu văd acțiunea în capul meu, îmi imaginez fiecare personaj în parte, îi văd ce fac, ce se întâmplă, ce discută, îmi imaginez vocile, mimica, gesturile, absolut tot. Bun. Acestea fiind spuse, îmi cer scuze pentru paranteză, am vrut doar să le transmit celor câțiva care au o problemă cu mine că o pot avea în continuare. Nu este nimic, nu mă deranjează să e o lume liberă. Fiecare are dreptul să aibă simpatii și antipatii, mi se pare perfect normal. Dar dacă tot deschidem gura sau în cazul de față, ne pierdem 3 minute din timpul nostru să trimitem un mesaj, măcar să-l facem plin de idei constructive și să ajutăm persoana respectivă să-și îmbunătățească performanțele. Bun, vă mulțumesc din suflet, încă o dată că m-ați ascultat până aici, am spus ce am avut de spus și acum, acestea fiind spuse, să începem! Anonima de Miercuri, Prolog Anunțul apăruse vreme de o săptămână în principalele cotidiane ale capitalei: Universul, Adevărul, Cuvântul, Viitorul. În dimineața zilei de 10 noiembrie 1940, a fost găsit pe bulevardul Brătianu, printre ruinele blocului Carlton, un sugaci sex bărbătesc de circa 7-8 luni. Este unicul supraviețuitor care, în momentul cutremurului, se afla în incinta hotelului. Oricine poate da o informație asupra identității copilului și a familiei sale este rugat să se prezinte de urgență la prefectura poliției. Copilul poartă la gât un medalion de aur, reprezentându-l pe Sfântul Cristofor și poate fi văzut zilnic între orele 10 și 13 la sanatoriul San Vincent de Paul. Directorul general al Poliției Capitalei Până la zece mai avem puțin, spuse sora pipăindu-și aripile cornetului apretat. Vizitatoarea, președinta uneia dintre cele mai cunoscute societăți de binefacere, își zise că seamănă cu un fluture ostenit. Capul, corabia de pânză albă, te aștepta în orice clipă să zboare. În general vine multă lume? Cu miile, surâse blând sora. Acum fac rând în curte. Din păcate, nici măcar unul dintr-o sută nu și închipuie că l-ar putea identifica. Atunci, vin din curiozitate. Vizitatoarea se uită la leagăn. Era un coșuleț elegant, înzorzonat, numai dantelă fină și pangliș de atlas bleu. În el fusese găsit copilul, dormind liniștit, fără să-i se fi clintit un fir de păr. Dormea și acum cu pumnii strânși. Ploapele străvezii, irizate, îi zvâcneau delicat. Este extraordinar, șopti. Ce înseamnă să ai zile? Îți vine să crezi că a zburat pe fereastră. Sora își atinse crucea de argint prinsă în șiragul mătăniilor. Dumnezeu a avut ochiul ațintit asupra pruncului. Mâna lui e cea care l-a purtat prin văzduh și l-a depus neatins în mijlocul străzii. Șopti cu cernică. Fiat voluntas Cealaltă îi strecură o privire sceptică. Avea rezerve în privința mâinii nevăzute care baladează dita mai lagănul prin aer, dar diplomată se mulțumi să-și dragă glasul. Mă întreb cine ar fi fost părinții lui?" Desigur, oamenii înstăriți." Poate." Precis?" Decise vizitatoarea și după ton se simțea că e o femeie care știe să surprindă imediat aspectul practic al oricărei probleme. În primul rând, nu oricine își poate permite să locuiască sau să tragă la Carlton. Al doilea, se vede după lenjeria copilului, lucrată categoric la o casă mare, după medalion. Domnul nu face distinții, suspină călugărița și, indiferent cine ar fi fost părinții lui, rămâne un biet și sărman micuț, orfan înainte de a ști cum îl cheamă. Aveți vreo nădejde că i s-ar putea descoperi rude sau prieteni? Nu prea. Au trecut aproape două săptămâni de când lumea se perindă pe aici fără niciun rezultat. De obicei, asemenea, situații generate de un mare dezastru se clarifică imediat. Înclin să cred că părinții erau străini. Vizitatoarea se uită instinctiv spre sugar. Cred că aveți dreptate. De altfel, Sfântul Cristofor nu-i român. E mai degrabă de al dumneavoastră." Papistaș vrusese să spună, dar își înghițise cuvântul. Călugărița suruse încet, plimbându-și privirea în lungul pereților albi. Ploaia de noiembrie, rece, piezișă, necăja ferestrele perdeluite cu linon trandafiriu. Ce se va întâmpla cu copilul? Călugărița își ridică ochii, părea să se fi întors de la mii de kilometri. Poate se va găsi un suflet caritabil care să-l adopte, dacă nu, va fi în credința torfelinatului. Amândouă își coborâră reciproc privirile, știau bine ce însemna asta, o copilărie mutilată, ce nu cenușie, cu educatoare lipsite de vocație, în cea mai mare parte fete bătrâne, o copilărie fără moș Crăciun și iepurași de Paști, fără primăveri. Pe coridor se auzit multe glasuri și pași, călugărița se ridică, au început să vină. Printre ultimii vizitatori se afla un bărbat înalt, bine îmbrăcat, de vreo 30 de ani. Expresia mohorâtă, aproape cruntă, înderădnicia bărbiei și a gurii botoase atrăgeau imediat atenția. Întârzie mai mult decât ceilalți curioși, părând că nu se poate desprinde de leagăn, cerceta atent medalionul de aur. Toată atitudinea, în general, trădă o tulburare bine stăpânită și călugărița se apropie surzând fioasă. Ne-ați putea spune ceva despre bietul micuț? Știți, orice informație cât de vagă, ne-ar fi extrem de prețioasă. Străinul întoarse capul brusc, avea o privire neagră direcționată și, instinctiv, sora a făcut un pas înapoi, rostine sigură cu inima strânsă. Mi s-a părut că... Bărbatul ridică din umeri. Eu? Și idee! Adăugă ceva mai domolit. Regret, dar nu vă pot fi de niciun folos. Bună ziua! Călugărița privi lung în urma lui. Păcat, sunt convinsă că știe ceva. Se apropie de leagăn. Băiețelul se trezise și râdea fericit. Capitolul 1 se părea că inginerul Chris Gregorian nu vroia să remarce femeia înaltă pe care de la un timp o întâlnea aproape zilnic când se întorcea de la serviciu, că tânăra făcea parte din categoria persoanelor ce nu pot trece neobservate, indiferent de perimetrul în care ar fi evoluat. Pe stradă, într-o sală de spectacol sau restaurant, la o coadă sau, mai ales, la defilare. Foarte înaltă, statura accentuată și de o suplețe excesivă, nu era frumoasă în sensul academic al noțiunii, ci extrem de interesantă. Intriga, mai ales îngrijora, fascina atmosfera particulară ce părea să o degaje și despre care ți închipuiai că trebuie să fie o reverberație palidă a climatului ei interior. Cercetându-i chipul, părea limpede că voința, hotărârile neașteptate și o senzualitate greu de stăpânit sunt componentele de bază ale personalității acestei femei. Bizară însă, până la perplex, era ținuta vestimentară arborată, căci întâlnind-o pe stradă în peisajul Bucureștilor contemporani, pietonul simțea nevoia să se frece la ochi. O siluetă desprinsă din vogurile anilor 30 străbătea calea victoriei ca o fantomă, iar unii se întrebau dacă nu cumva se filmează pe undeva strânea stupefacție mai cu seamă vara, când peste rochii de mătase naturală, mixtură de panglici, godeuri și pliuri, zvârlea o pereche de vulpi argintii, sau când iarna, pe vremea cumplită, umbla în scarpeni cu toc de cristal, fără fular la decolteuri adânci, anchioruri despicate până aproape de centură. Evident, machiajul și coafura păstrau linia acelorași ani. Interesant era însă faptul, poate din cauza tinereții, a liniei desăvârșite și a lucrurilor de excelentă calitate, că nu stârnea zâmbete sarcastice. Cei mai mulți o socotau doar excentrică, iar dezinformații își închipuiau că devansează moda. Nu odată, femei în vârstă care o întâlnire se întâmplător pe stradă, mărturiseau entuziasmate prietenelor. Să știi că iar se poartă ca notierele de pai în februarie. Am văzut azi în față la Eva o femeie foarte bine, străină, cred. Avea o borsalină oliv splendidă. Am purtat una exact la fel când m-am logodit cu Petrică. Sunt vreo 50 de ani de atunci. Extraordinar cum se întoarce moda. În realitate, era posibil ca Chris Gregorian să-i ignore persoana. Pentru că femeia se mulțumise adesea doar să-l observe, din spatele unei vitrine, la volanul unei mașini care staționase în fața blocului, sau de pe celălalt trotuar. Îi ieșise în întâmpinare doar de două ori, dar Chris nu observa în general pe nimeni. Nu era propriu-zis un tip distrat, ci. Totdeauna preocupa de ceea ce șahiștii numesc mișcarea imediat următoare, indiferent că se ducea la un spectacol sau în vizită la Coleta Miclescu. Și acum, de pildă, ieșit la o scurt plimbare, îi plăcea vremea rece, ploioasă, cu aromă de flori de toamnă ude și ciufulite, reflecta că avea să traverseze la celălalt capăt al cheiului, unde traficul mai redus nu îi se părea atât de enervant. O smucitură bruscă, de parcă cineva l-ar fi apucat de poale, îl țintui locului. Mânerul unei umbrelei se încurcase în cordonul trenciului descheiat. Femeia întoarsă din drum încercă să le libereze, îngânând câteva cuvinte de scuze. Gregorian râse cu amabilitate. Vedeți? Dacă v-aș fi agățat eu, v-ați fi supărat îl privi în ochi fără să zâmbească, rosti grav cu o seriozitate deplasată în contextul incidentului care, socotea Chris, putea fi considerat în funcție de dispoziție amuzant sau, în cel mai rău caz, imbecil. Nu m-aș fi supărat. Interesant, zâmbi Gregorian, neștiind de fapt ce să spună. Nu era ceea ce se cheamă un bărbat direct și afirmațiile, atitudinile fără un minimum de ambalaj îl luau prin surprindere. Se uită mai atent la femeia din fața lui. Avea ochi mari, întunecați, gura puternică și senzuală. Părul îl purta strâns într-un coc care îi lăsa liberă ceafa. Întreaga făptură emana o aromă de arpej. O persoană derutantă, își zise Gregorian. În general, nu-și pierde ales necumpătul, dar acum încerca o senzație bizară. Se simțea nela mână în prezența femeii, fiind în același timp conștient că personalitatea ei captiva. Ce facem? Nu mergem?" Gregorian pică din nori. Unde? Oriunde mi-e indiferent." Cris încercă să-i descifreze chipul. Grav, concentrat, fără urmă de zâmbet. Vis-a-vis -vis pe splaiul independenței trecea tramvaiul 13 cu zgomot asurzitor, metalic. În lumina gălbuie, dincolo de geamuri, se vedeau figuri anonime, indiferente, un par de siu, poate balonzaid roșu. Să presupunem..." începu Chris. Nu mă interesează ipotezele. Că eu mă duceam la serviciu. Nu la ora asta, nu cu aerul ăsta, nu cu pasul ăsta. Sau că mă așteaptă nevastă mea. N-ai nevastă?" De unde știi? Știu, hai! Aproape că îl trăgea. Gregorian încercă să râdă. Recunosc, Dudu, e dragă! Spune mi Adina. Că mă simt descumpănit. Sunt un bărbat care și nimeni nu a încercat până acum să mă încredințeze de contrariu. Nu am niciuna, dar absolut niciuna, din calitățile care ar putea seduce o femeie ca dumneata. Asta o decid eu. Ajută-mă să pricep. Îmi place. E de ajuns, nu?" Un surâs blând, vag, malicios, lumină chipul lui Gregorian. spune procedez totdeauna, mă refer la situații similare, la fel de impetuos? Firește, replică liniștit Adina. Nu văd de ce acroșeul, să-i spunem pe nume, ar constitui un privilegiu rezervat doar bărbaților. Gregorian își trecu mâna liberă peste bărbie, o lăsă să lunece până la nodul cravatei. Da, E un punct de vedere. Ce facem? Mă invizi la tine? Cris întoarse capul râzând în Povestea începea să -l amuze. la muze. Pla urma urmelor, de ce nu? Adina respiră ostentativ. În sfârșit, începusem să cred că m-am înșelat. Adică, mi-e suficient să mă uit la un bărbat ca să-mi dau seama dacă merită calificativul. Uneori e de ajuns să-l văd doar din spate. Nu te lauzi. Adina se vag strângându-i brațul. Ești cel mai în măsură să o știi. Oricum, urmă Gregorian pe un ton doct, abstract, ca și cum de la înălțimea unei catedre ar fi încercat să dezvolte o teorie, o lege științifică, însușirea presupune o experiență, hmm, da, o experiență considerabilă. Ce vârstă să aibă? se întrebă în aceeași clipă. Nu pare mai mult de 28, maximum 30. Dacă a debutat la 15-16 ani, da, are ceva vechime. Nu experiență, spuse Adina. Nu neapărat. Dar ce? Talent. Interesant, aprecie Gregorian căutându-și alele în buzunar. Adina a privi în jur. Un bloc mic, cu parter și etaj în fundul unei grădinițe neîngrijite. Ia loc și scuză-mă, la mine nu-i niciodată ordine. Nu fi burghez, se lăsă dezbrăcată de pardesiu, asimetric, fără guleri și revere, cu nasturi mari ca niște farfurioare de cafea. Beth Davis în corabia anul 1933 și se așeză într-un jilț cu brațele de lemn. Gregorian se instală în fața ei, cercetând o deschis și nedisimulându-și curiozitatea. Fără să fie vreun expert în materie de vestimentație feminină, realiză că femeia arborează un auto-fashion plin de rafinament. Rochea fumurie de triple voal, cu corseletă și decolteu tăiat în trapez, baza era punctată de două clipsuri din duble, pantofii ajurați, poșeta de piele creponată, îl catapultau cu decenii în urmă într-un București cunoscut din povești de familie, fotografii, reviste vechi păstrate pentru cine știe ce rețetă culinară ori practică. Păstrate, dar neconsultate vreodată, căci așa se întâmplă totdeauna, uitate, răsfoitează cu anume nostalgie și surâs îngăduitor. Mutrele, sfaturile, reclamele, stilul par naive, totul transpiră o înduieșătoare lipsă de preocupări serioase. Adina arată cu bărbia spre o fotografie înrămată, o fată blondă cu ochii încrețiți de soare și râs. Chipul nu era frumos, dar radia tinerețe și puritate. Cinei? Soția mea. Când era minoră, 17 ani? Nu, 25. Părea totdeauna foarte tânără. Părea? A murit acum 10 ani. Îmi pare rău. Crisul râse. În sfârșit. Primul act convențional. De încând în când mai dau și bună ziua. Gregorian deschise un scrin și scoase două pahare verzui. Cu ce te ocupi, Adina? Femeia îl privi ironică. Nu poți folosi dormitorul fără o fișă de cadre completă? În regulă, n-am pus întrebarea. Bei o vodcă? N-am altceva în casă. Beau, argintăria ta e foarte frumoasă. Nu mă omor după sfeșnice, Adler scoase în serie, dar se care are mare valoare. Și vasul se sesione, e splendid. Care e ăla? Întreba amuzat Chris întinzându-i paharul. Am fora cu pești în relief de pe birou cere un o mai nobilă, tufănelele se simt foarte bine într-o oală de pământ sau eventual o ceramică engleză. Iau act! Se așeză pe canapea și începu să-și caute țigările în buzunar. Adina se răsuci să-l privească mai bine. Era prezentabil, convențional îmbrăcat, costum și cravată, potrivit de înalt. Pe fața brună, cu trăsături agreabile, dar lipsite de personalitate, stăruia o expresie de melancolie sau mai degrabă resemnare Impresie înșelătoare, poate, dar sentimentul era că omul acesta suferise foarte mult. O suferință care îi ucisese pentru totdeauna capacitatea de a fi fericit. Zâmbetul lui era trist, râsul n-avea veselie, părea fără culoare. Spune-mi, tu ai sări vreodată în sus de bucurie?" Gregorian întoarse capul amuzat. E singura modalitate de a-ți manifesta entuziasmul? Știi foarte bine ce vreau să spun." Există în tine o nefericire mocnită, veche. Parcă le-ai luat pe toate în bernă. Chris lăsă paharul, se foii căutând o poziție mai comodă și își rezemă cotul pe spătarul canapelei. Nici tu nu-mi par din calea afară de vioaie. Cum mine se petrece altceva. Chris tăcu. Adina îl cercetă intrigată. Nu mă întreb ce? Ne, făcu Gregorian clătinând capul. Pot folosi dormitorul și fără să clarific chestiunea. Femeia își-a zvârliu ușor capul pe spate. Privirea era sfidătoare, nările vibrau. Dovedește-o! Cris o cercetă câteva clipe cu același zâmbet trist. Întinse brațul și îi cuprinse umerii. Când Adina ieși din dormitor, Cris lângă pian își înoda cravata. Parcă ai fi un funcționar în city. Costum închis, cravată, îți lipsesc melonul și umbrela. Nu îmi lipsesc. Adina râse. Ai purtat vreodată blugi? Niciodată. De ce? Ești încă tânăr, silueta ți-o permite. Mi se pare aberant atâta vreme când nu lucrez pe un șantier, nu iodleresc înfigând un cort un crește de munte și nu domesticez mustangi în Texas sau un îmbrăcat ca un salahor. Ai dreptate. Îmi aduci par Gregorian dădu din cap. În fața oglinzii, cu câteva spelci între dinții, Adina în înnoda expertă cocul. Gata, mulțumesc! Pendula a început să bată. Extraordinar, se mira Adina. Șapte și jumătate n-aș fi crezut. Nu-i târziu. Depinde. Îi întinse obrazul. La revedere, Cris. Îmi permis să te conduc? Nu. să schem un taxi? Nu. Am să te mai văd? Femeia îi căută ochii. Nu, Cris. În bucătărie, bătrânul Ștefan Popa rupse foaia calendarului de pe perete. Miercuri, 25 noiembrie 1981. Consultă textul de pe verso. Siderurgia și viitorul petrochimiei. Se strâmbă și a zvârlighe motocul de hârtie îngăleată. Cu pași târșiți, ticăiți, se apropie de masă și își trecu palma peste mușamaua decolorată. Nu, nu erau firimituri. Gândaci ăia roșii o adevărată calamitate. Da, gunoiul îl dăduse afară la prânz. Verifica a patra oară focurile de la aragaz și în sfârșit închise lumina. În odaie era cald, peste un sfert de ceas avea să scoată radiatorul din priză, patul așternut, îl făcuse înainte de a cina. Tot atunci își pregătise pe lada studioului paharul cu apă pentru proteză, ochelarii de lectură pentru biblie, chibriturile și țigara. Unica țigare pe care i-o permitea enfizemul pulmonar. O fuma seara la televizor. Deschizând aparatul, se gândi că avea să petreacă o seară minunată. De când luase hotărârea aceea mare, trăia într-o stare de continuă și dulce mulțumire. Mânca bine și cu apetitul de altădată, atenție tinere, se amenința cu degetul în oglindă la colesterol. Dormea țeapă, în iar casa care îi se păruse altădată sordidă și rece, abia aștepta să iasă în târg și se întorcea silnic, devenise îmbietoare și prietenoasă era de fapt o mostră tipică a garsonierei anilor 50, un studio cu o mică vitrină dreptunghiulară la lada în formă de L, două fotolii englezești, adânci și confortabile îmbrăcate în creton, o măsuță rotundă, nelipsită veioză pântecoasă, vârfuită de un abajur pagodă. Pe fețele de pergament gros evoluau gheișe și mandarini. Ștefan Popa a deschise televizorul. Peste zece minute avea să înceapă filmul. Ginger Rogers, ce muiere îndrăcită, le bătea pe toate. Rita Hayward, Vivian Light, Judith Garland nu semnau nimic pe lângă ea. Nu îi ajungeau nici până la călcâi. Se ducea de câte 3-4 ori la filmele ei. Ca un licean, râse bătrânul aducerii aminte. Și doar era măgar în toată firea sărisem din treizeci. Pe urmă, când am cunoscut-o pe ea, se făcuse livid, nu-și mai găsea cuvintele. Ginger, nu, Eliza, se spune că o semănăm extraordinar. Extraordinar? Suror gemene, aceeași siluetă mlădioasă să o printr-un cercel, aceeași coamă blondă, gura, râsul, privirea, identice. Evident, Eliza a la maximum asemănarea, îi copia toaletele, coafura, gesturile. Din prima clipă se îndrăgostise ca un nebun. De fapt, eram gata îndrăgostit, reflectă Ștefan Popa. Sunt îndrăgostit și astăzi, n-am încetat niciodată să o iubesc. Semnalul muzical al telecinematecii îl scutură de gânduri, stinse lustra și se așeză în fotoliu răsucind între degete țigara. Am să o aprind la primul ei cadru. Ce bine că m-am decis. Mă simt liber, liber ca la 12 ani când alergam cu plasa după fluturi. Trebuia să o fi făcut mai de mult. Fred Aster. Hmm. N-am înțeles niciodată ce găseau muierile la mai mult soiul ăsta acrobat. Ușa de la baie se deschise încet. Ștefan Popa nu observă nimic. Stătea cu spatele, iar sonorul, dat aproape la maximum, acoperea orice zgomot. Oricum, n-avea ochi și urechi decât pentru Ginger, care evolua pe pista de sticlă într-un furou de paiete. Eliza, dragoste me! Mâna-i tremura abia izbuti să aprindă chibritul. Trasea dâng din țigară. Se auzi o bufnitură, parcă ar fi căzut o carte pe covor, și Ștefan se întoarse speriat. Ochii îi se lărgiră de groază. Dumneata? Văzulațul și în aceeași secundă își simți grumajii prizonieri. Apoi se făcu întuneric. Capitolul 2 Maiorul Cristescu ridică ochii din gazetă, o împături cu zgomot interesându-se. Ce s-a întâmplat? Sergentul tânăr, bălan cu fața roșcovană, puse plicul pe masă. S-a primit acum cu mențiunea urgent. Cristescu se uită reflex la ceas. Era un doxa vechi, extraplat. L-avea din liceu și nu consimțise să se despartă niciodată de el. Drăciile moderne, unde trebuie să pui ochelari ca să ghicești că e miezul nopții, îl iritau. Oamenii dovedesc o fantezie inepuizabilă când e vorba să-și complice existența. Hmm, opt și jumătate. Cui dracului mai arde de corespondență la ora asta? Deschise plicul cu silă necamuflată. Îi repugnau anonimele, dar din nefericire trebuia să țină seama de ele. În majoritatea cazurilor, realitatea le confirma conținutul. O știau toate polițiile din lume. Astăzi, miercuri, 25 noiembrie 1981, a fost ucis pensionarul Ștefan Popa la domiciliul lui din strada Plantelor numărul 15A. Asasinul se numește Cristian Gregorian, inginer, un cetățean iubitor de adevăr și dreptate. Cristescu își înghiți în jurătura. Evident, trebuia să fiu eu de serviciu. Și mai e o chestie pentru care nu există nicio explicație științifică pe lumea asta. De ce toate dandanalele le împică miercurea? Mobiliză echipa operativă prin telefon și își îmbrăcă trenciul. Toată lumea era de acord că la Coleta Miclescu interiorul, amicii și atmosfera sunt fără egal. Ospitalitatea ei de factură specială te câștiga spontan, coleta având vocația gazdei perfecte, și în alte condiții ar fi făcut o carieră strălucită în orice domeniu care presupune relații cu publicul. Cine intra în casa ei se simțea imediat la îndemână și încerca confortantul sentiment că dacă doamna Miclescu tânji se în clipa aceea să vadă vreunins de pe întreg Mapamondul, atunci acela era chiar el, Popescu, Ionescu sau Vasilescu. Nicio notă, nici un accent nu răsunau fals sau convențional, plăcerea coletei fiind autentică. Se bucura sincer de oaspeți, nu concepea o zi fără 80 vizite și, spre deosebire de alți oameni în vârstă, era receptivă la noi contacte sociale. Mereu abătându-se de la regulile senectuții, nu vorbea niciodată despre tensiune, colesterol sau urină, știa să asculte cu interes sincer orice aberație, rămăsese culantă și nu-și asasina interlocutorii răscolind interminabile și neinteresante amintiri. Fără îndoială, își spunea mereu Cris Gregorian, unul din obișnuiții casei, că această putere de seducție, față de care nimeni nu se dovedise imun, asigura acel dute vino permanent și heterogen din Casa Micleascăi o vizita oameni de toate condițiile și structurile, și fenomen aproape unic, fiind bine cunoscută repulsia tinerilor față de societatea celor în vârstă, aceștia nu numai că nu o ocoleau, dar o frecventau asidu. La coleta era seară de poker și Gregorian găsi lume puțină. Micleasca îl privi fără să-și ascundă mirarea. Nefiind amator de cărți, inginerul își făcea program separat miercurea și sâmbăta, zilele de joc, dar realmente era încântată. Ce surpriză, Cris! Intră mai repede că se face frig, miroși bine, pariez cât că vii de la o cucoană distinsă. Arpej? Asta e! Cred că-s 40 de ani de când nu l-am mai simțit. Copii, a venit Cris!" În ciuda corpulenței, era vioaie și sprintenă, Împlinise 68 de ani, dar de cel puțin două decenii arăta la fel, făcea impresia că nu se schimbase deloc nu fusese niciodată frumoasă, nasul prea mic, dubla bărbie evidentă încă din tinerețe, silueta dolofană de femeie care ea îi place să mănânce bine, se arătaseră vrăjmași fideli, dar rămâne agreabilă datorită tonicității ei și felului cum știa să-și poarte defectele, ca pe un standard. Arbora orice fel de modă, fără să țină seama în ce măsură o avantajează. Nasul prea mare nu împiedicase să umble cu fruntea cheală sau cu turban, își plimba obezitatea cu îndrăzneală. Spre deosebire de majoritatea femeilor masive, nu apelase niciodată la trucuri. Habar n-avea de gene sau corsete ucigătoare cu balene, adevărate instrumente de tortură, nu căuta culori închise sau imprimeuri cu desene mici, se anfișa emperdumant de de piesurile clasice. Ba, din potrivă, roșul strident și galbenul canar erau culorile predilecte din garderoba Micleascăi, nu ocolise fustele crețe sau rochile ample atunci când acestea defilau în legiuni pe calea victoriei, iar dacă fasoanele modei aduseseră în actualitate saricele, fecerul său Valeriu, consternat, singurul din intimitatea coletei exceda de fanteziile ei vestimentare, o văzuse arborând o țundră ciobănească de toată frumusețea. O altă curiozitate amiclească o constituia faptul că de dimineață până seara era gătită ca de oraș. N-avea capoate că -și pur și simplu nu înțelegea utilitatea lor. Acum purta o roche de lenaș galbenă cu dungi orizontale, late, albe, escarpeni cu toc cui, cercei lungi, fantezii, care aproape îi dezmierdau umerii. Vreo cinci brățări sclave îi zornăiau la mâna stângă. Ce drăguț din partea ta, Cris, că ai trecut să ne vezi!" îi zâmbi nia Lupu, plimbând zațul în ceașca de cafea. Era una din amicele bune ale coletei, o femeie de 64 sau 65 de ani, cu aspect delicat și zâmbet plăcut. Oamenii o tratau cu condescendență, dar nu prea luau în seamă, socotind o cam sărăcuță cu duhul. Prietenul ei cel mai bun era un motan negru, mirciulică, de care nu consimțea să se despartă nici în vizite. O nesecată bunăvoință și politeța grațioasă îi deschideau toate ușile asigurându-i amiciții devotate. E prostuță, biata Melania, dar fermecătoare. Spontan și general, fără să se cunoască exact motivul, îi se spunea biata Melania. Cris, care avea o roare de pisici, se așeză pe o canapeluță în colțul opus. Zâmbi liniștit. Mă bucur că vă văd, doamnă Lupu, arătați minunat!" Se pare că și prietenului nostru, Mirciulică, îi merge foarte bine. He, te cred și eu, râse Coleta. Nu mai de când a venit, a hăpăit împreună cu maică sau o chilă de jeleuri. Melania Lupu își ridică privirea. Era luminoasă, palid albastră, două violete presate de mult într-un album. Exagerez, draga mea, nu era un kilou, doar 800 de grame domnișoara de la cofetărie, care este o persoană foarte gentilă și ține la mirciulică, a scotucit și în dar din nefericire, stocul se epuizase. I-ai zis individei că jeleurile sunt pentru motan? În vocea groasă, bărbătească, de fumătoare înrăită, se deslușa mustrare. De altfel, toată înfățișarea Violetei Bordeianu, exceptând chipul cu trăsături nobile și care își păstrase frumusețea la aproape 70 de ani, era masculină înaltă, imensă, altfel decât coleta, doar grasă și pufoasă, avea oase mari, spate de atlet, picioare enorme și grele. Purta numărul 43 la pantofi și din copilărie fusese silită să se încalze doar la comandă. De ce să nu-i fi spus?" se miră Melania Lupu. Te la ea mă aprovizionez totdeauna și, ți-am mai zis, îl apreciază pe Mirciulică. De câte ori vine ceva mai special, de pildă, șocolata austriacă?" Îmi oprește o cutie sau două. Violeta bordeianu trase din țigară închizând ochiul stâng. Nu știu dacă procedez cu tact. E o sfidare să cheltuiești aver pe merinda dobitocului. Melania se strânse în ea, vag ofensată. Nu știu ce vrei să spui cu merinda dobitocului. Mirjulică este prietenul meu. Ceea ce nu-i schimbă regnul, domn, Melania, uneori îmi vine să cred că ești smintită de binele. Probabil că sunt, dar te asigur că aceasta n am ca pe nimeni să se poarte politicos cu mine. Și pe urmă, ce înseamnă avere? Cu o sută de lei nu cumpere o casă și niciun tramvai. Corect, râse Gregorian. Violeta Bordeanu se uită semnificativ la Gregorian. E ca pieră nu merită să spui mintea. Cu ce să te servești scris, se interesă Coleta. Dacă vrei ceva de băut, îți singur. Mi-a adus Valiu un coniac Napoleon să-ți fac o cafea? Nu la ora asta, înseamnă să nu mai dorm toată noaptea. Din licoarea lui Valeriu însă am să încerc. Mai bea cineva? Toarnă la toată lumea ce mai întrebi. Cris scoase patru boluri dintr-un bufet normand, transformat cândva de doctorul Miclescu un bar. Fusese un mare băutor și îndrăgit de zei, murise așa cum își visase toată viața lângă nevastă sa pe care o divinizase cu paharul într-o mână și țigara de foi în cealaltă. Cred că nu mă înșel, Cris," spuse zâmbind delicat Melania, dar nu ai numărat bine. Vreau să spun, l-ai uitat pe Mirciulică. Am constatat că puțin alcool îi stimulează apetitul și, în general, dispoziția." Violeta Bordeanu, puftio, pufni ostentativ, se mulțumind să ridice paharul. Bonsoir! Cât e ceasul?" Întrebă Coleta. Aproape opt. Curios, Ștefan nu întârzie niciodată. Astă noapte, spuse Melania Lupu cu ochii agățați de un tablou cu flori albe, am avut un vis ciudat. Violeta Bordeianu o întrerupse plictisită. Se făcea că și ta-ta-ta-ta și la-la-la-la, hai să batem câmpii. Laso! Interveni Coleta, care întindea cel puțin patru pasiențe pe zi și își închipuia printre altele că este un mediu excelent cu vocație particulară pentru ceea ce va să zică științele oculte. Nu o să vă maturizați niciodată? La vârsta noastră n-ar mai avea haz. Lăsați copiii să vină la mine, a zis Hristos. Drum bun, rânji de Ianca. Melania clipi speriată, își duse mâna la piept, astâmpărându-și bătăile inimii. Mi se pare extraordinar că acestea sunt exact cuvintele pe care le-am visat azi noapte. Dragul de Ștefan călărea un armăsar ca neaua de o extraordinară frumusețe. Bordei în cap pufni pe nări. Ia-i povestii lui Mirciului că harap al de aici se trage. Nici cât. Aseară i-am spus fetița cu chibrituri. Gonea grăbit. Cine? Ștefan, despre cine vorbeam? Și la un moment dat a ajuns dinaintea unei ape mari, unde negre extrem de învolburate, părea că ezită, fântul șuiera, măsarul necheza, porcul guița, vama zimental răgea și melania de lira, pastișă violeta. Ce naiba ne confunzi cu motanul? Cris Gregorian început să râdă. Coleta amuzată, dar și stârnită, stătea cu ochii pe Melania. Aceasta continuă cu însuflețire. Dintr-o dată s-a auzit un glas de pe celălalt mal. Lăsați copiii să vină la mine! Calul s-a ridicat în două picioare, apoi s-a avântat vitejește, străpungând valurile neguroase. Ștefana a mai răsucit odată capul și a făcut un semn de adio. Când m-am trezit, trebuie să vă spun că mă simțeam extrem de emoționată. Fantezii, respinse Violeta Bordeanu. Doamna Miclescu se întoarse din dormitor, aducând o cărticică ferfeniță. Paginile erau galbene, marginile frânjurite lipite cu scoci, început să o răsfoiască, urmărind rândurile cu unghia vopsită violet. Cal, alb și gras, întristare însemnează, explică. Am cartea de la bunica, cred că am plinit peste o sută de ani. Stai să vedem ce zice și la apă neagră. Doamne sfinte, puhoi întunecade, va visa cineva, moarte de bun prieten vestește." Îi privea consternată cu gura uitată deschisă. Câteva clipe domni liniștea. Melania bătu ușor în lemn, și dintr-o dată toți avură aceeași senzație: că în odaie s-a făcut frig. Era evident și pentru un geamiu că asasinatul fusese comis de cel mult două ore. Cadavrul abia se răcise, membrele își păstraseră flexibilitatea. Între degetele cu pete caracteristice, flori de mormânt, rămăsese o țigară ce se stinsese probabil singură. Cercetând micul apartament, maiorul Cristescu se întreba care ar putea fi mobilul crimei. Ștefan Popa era un bătrân anonim, fără niciun fel de relevanță socială, prezentând din toate punctele de vedere un interes limitat. Aparent, cel puțin așa stăteau lucrurile, pensia de 2700 găsise talonul, îi asigura o existență înlesnită, dar era departe de a fi vreun rișism. <coughs> ale cărui comori să stimuleze apetiturile asasine. Casa părea bine întreținută și spre deosebire de alte locuințe ocupate de bătrâni, nu surprindea ei niciun amânând care să denote de lăsarea o anume neglijență specifică a plictisului, a lipsei de energie sau avariției. Toți meșterii ăștia sunt niște bandiți. Ieri am dat 25 de lei ca să-mi schimbe o garnitură," În consecință nu existau robinete sau clanțe stricate, așchii sărite din parchet, geamuri plesnite, fotolii desfundate, colp de două degete sau scrinuri șchioape stâlpite în cărămizi învelite cu jurnal. Lipseau, însă cu desăvârșire obiectele de valoare și dacă ar fi fost să vinzi tot ce se afla în cele două odăițe, n-ai fi încropit nici 10.000 de lei. Cam în un notabil, Cristescu reținu că bătrânul Ștefan Popa avusese probabil obsesii mistice o bibliotecă întreagă de cărți religioase, Patericul, Biblia, Viețile Sfinților, Învățăturile lui Avram, Sirul, etc., multitudinea icoanelor, ieftină de altfel și a candelelor, ba chiar și o cădelniță vorbeau singure îndeajuns. Pe ziduri, chiar și în bucătărie, erau țintuite un soi de tablițe asemănătoare cu cele musulmane, cuprinzând texte pe teme clasice. Curăță-te de toată întinăciunea sufletului și a trupului, făcând sfințenie într-o frica lui Dumnezeu. Aleargă spre nevoința cea bună, gol să fii și nebun pentru mine și la multe bunătăți vei fi părtași în ziua împărăției mele. Iar în bucătărie deasupra frigiderului este bine ca în fiecare zi să se mănânce câte puțin, pentru că aceasta este calea împărătească mai ușoară și mai lesnicioasă ca mintea să nu se trufească. De domnule, așa o fi, cugetă Cristescu. Locotenentul sub alternul preferat al maiorului, se apropie verificându-și cu o mișcare mașinală în nodul cravatei. Mort prin strangulare clasică, cu un lans de sârmă. Atât de clasică încât autopsia devine o simplă formalitate. Cristescu se strâmbă. Clasică, dar ăsta a murit, în rest nimic nu mă dezmiardă azimioară, gras, jovial, de un optimism organic, irefutabil, acceptând a priori cu o înțelepciune singulară toate capriciile destinului, arboră o mină de circumstanță. Aveți dreptate? Mă întreb, rosti maiorul cu privire imprecisă, care ar putea fi mobilul crimei? Exclud dintr un bun început unul material. Rămân, dată fiind statistica în materie de ticăloșii specifice senectuții și din care li se trage adeseori moartea, Vendeta și șantajul!" Locotenentul întrebă din ochi. Adică?" Cristescu deschise palma în care ținea țigarea. Fie bătrânul popa a săvârșit cândva o mare netrebnicie, iar în mintea unora cu memorie așa ceva se cere plătit, fie el însuși efectua un șantaj periculos. Spre care ipoteză înclinați? Maiorul începu să râdă. Fiiule, nu mă cheamă Mafalda și nici Laila!" netezi coperta de mușama unei agende descoperite pe noptiara bătrânului și se apropie de telefon. Formă un număr și locotenentul auzi după câteva secunde de clicul receptorului ridicat la celălalt capăt al firului. Cu domnul avocat Valeriu Miclescu. Doamna Miclescu rămase fără grai. Melania părea resemnată, Chris absent. Violeta Bordeianu căscă plictisită. Toate sunt aberații de oameni fără ocupație, iar tu, Coleta, m-am convins te-ai sclerozat. Ștefan ne-a avertizat de sâmbătă cazie, nu știu ce prostie la televizor, pe care nu vrea să o scape. Textual, arătă spre masa de joc pregătită. Credeam că ai aranjat al patrulea partener sau că se sacrifică eventual Valeriu. Coleta își șpognit degetele peste frunte, fericită. Extraordinar cum am uitat. Bine că e așa, m-am luat cu treburile și mi-a ieșit complet din minte. Mie îmi spui, se strâmbă Violeta, abia strași sufletul de atâta roboteală, prânzul la cap și seara, vizite și sindrofii, bașca sau una croitorează și coafor. Micleasca a început să râdă. Iată citate fidele din agenda mea de lucru. În realitate, sunt o femeie neserioasă. Ți-a mers foarte bine așa, -me la nia Lupu, și nu văd de ce ai încercat să te schimbi acum. Violeta Bordeianu interveni brutal. Ea a mers, că l-a avut pe Miclescu în spate care aducea bani cu sacul. Ia să fi trăit cola dintr-un salariu ca mine. Atunci să văd acum mai deranja să fie neserioasă. Doamna Miclescu, deși obișnuită cu ieșirile Violetei, o cercetă mirată. ce cu tine? Ești prost dispusă? Ai, haz mă mai și întrebi. Din cauza ta am ratat seara. Crezi că mi-e moale să vin tocmai din Berceni? Ba, are-mi de-ar pica Valeriu să o mai dregem. Știi bine că Vali nu se așează la aceeași masă cu mine. Zice că nu-l interesează să joace pe banii lui. Da, apropo, tu de cel mai storj de parale, nu ți-a lăsat bărbatul tău destul? Draga mea, nimeni nu are niciodată prea mulți bani, iar Vali, dacă nu ar fi dispus de un venit confortabil, nu mi-ar fi dat. A fost întotdeauna un copil delicios, interveni Melania Lupu. Era un țâng de șapte ani când mi-a dăruit trotineta lui. Violeta Bordeianu deșartă ultimele picături pe gât și întinse paharul lui Gregorian ca să îi umple. Și tu ai luat-o?" Cris începu să râdă, dar Melania Lupu răspunse cât se poate de serioasă. Nu, căci eu, după cum știți, n-am fost niciodată o sportivă talentată. Am apreciat însă gestul care dovedea multă generozitate și i-am cumpărat un iepuraș." Tic!" surâse coleta amintirii. Era un iad în casă, își lăsa cartea de vizită peste tot, până s-a enervat Miclescu și l-a dus la țară. Violeta Bordeanu își pipăi cocul, înfipse mai adânc o, o agrafă. Pe Melanie au chinuit-o toată viața ideile fistichi. E mai bine, replică doamna Lupu, decât să n-ai niciuna, cel puțin așa s eu. Ai avut și tu noroc cu colonelul, altul dacă te auzea povestindu-i motanului scufița roșie își lua de mult câmpii. Depinde de felul în care povestești, contează enorm, iar eu în privința aceasta am un talent născut, Uneori colonelul era mai captivat chiar decât Mirciulică. Violeta Bordeanu nu o mai asculta, se răsti la Gregorian. Da, dumneata, de ce nu joci? Cris cu gândul la Adina tre Poftim? Iertați-mă, dar nu știu poker. Păi să înveți, domnule, cu ce distrezi dumneata o societate? E o problemă pe care nu mi-am pus-o, dar vă făgăduie să reflectez. Ce-o fi cu Ștefan de nu răspunde? Se miră coleta Miclescu lângă telefon. De trei ori am format numărul. Dar ce ai cu el? I-am făcut rost de difrarel. Vreau să-l anunț, să nu mai umble mâine de pomană prin farmacii. Cine știe cu ce telelei că s-o fi încurcat și ne-a păcălit pe noi că vrea să vadă filmul. Observă că motanul îi adulme că pantoful trotăior și bătu cu picior în dușumea. Zât! Vino încoace, -mi Mirciulică, se sesiză Melania Lupu. Trebuie să știi că nu toată lumea ți-e prietenă. Eu, rânji Ianca, pot să-i dau cuvântul de onoare. Melania își buzele și sorbi câteva picături de coniac. Nu l am seamă, draga mea. Totdeauna a fost geloasă pe orice femeie măritată, pe orice persoană despre care îi se părea că îi merge bine. Sărăcuța a avut ghinion și nici măcar acum la bătrânețe, statutul de celibatară n-a încetat să o umilească. Sunt sigură că trebuie să-ți fie milă de ea. Coleta lăsă receptorul în furcă. Totuși e ciudat. Lui Ștefan nu-i place să iasă seara. Dar aici cum vine? Asta e altceva. În viața lui n-a avut decât o singură pasiune. Cărțile. Dacă stau și mă gândesc, n a existat nicio femeie care să însemne ceva pentru el. Dezgârcit, decretă Violeta Bordeanu. Acum vreo 20 de ani se încurcase cu o funcționară de-a mea de la poștă. Ce-a putut să-mi povestească nenorocita ei inimaginabil. Își plăteau separat biletele la cinema, tramvai, înghețatele pe băți. N-ați văzut și la cărți? Când pierde un pol doi să face livid și se încrucișează ochii. Micleasca ridică receptorul. Mai încerc o dată. Inutil, suspină Melania Lupu. Presimt, de fapt, am certitudinea că ei s-a întâmplat ceva neplăcut, dacă nu chiar foarte grav. Violeta o măsură ironică. Uite unde era Pitia. Mă cheamă Melania Evelina Adelaida. Am trei nume. Și minte pentru fiecare, ești deprimantă, soro, cu profețiile astea lugubre. Sunt doar logică. Oamenii în vârstă nu-și schimbă ușor tabieturile. Dacă totuși o fac, înseamnă că a intervenit ceva deosebit de important. Și pentru că bucuriile sunt puține în existența bătrânilor, acest important e de obicei dezagreabil, dacă nu fatal. Raționamentul n-are fisură, aprecie Gregorian surzând. Să sperăm însă că de asta dată realitatea va infirma logica. Începuse să se plictisească, dar îi era alene să se ridice, să se urnească, să se ducă acasă. Coleta Miclescu ridică degetul. Stați o secundă, am auzit ușa. Da, e Vali. Un bărbat de vreo 35 de ani năvăli în casă cu trenciul pe el. Era un alt bine făcut, cu un aer de degajare și eleganță aparte și pe care unii îl numesc vestic. Uită să dea bună seara pradă unei evidente tulburări. Miclească al cercetă îngrijorată. S-a întâmplat ceva, Vali? Fiu să o rosti răgușit. Ștefan a fost asasinat. Încă o dată ai avut dreptate, draga mea, suspină Melania, dezmierdând urechile motanului. Nu, zău, uneori mi și frică să stau de vorbă cu tine. Mă înfiu are atâta adresă, mai ales când e vorba de nenorociri. Simți privirea otrăvită, neagră, a violetei și clipine dumerită. Vrei să-mi spui ceva? Bordeianca observă cu tâlc, apăsând pe fiecare silabă. Unii știu al dracului de multe.